Zorile. Ceremonia înălțării blazonului doamnei Goforth. Pe muntele doamnei Goforth. Cu aripi aurite. Grifon, monstru mitologic, jumătate leu, jumătate vultur și în întregime uman. Da, adevărat, totalmente și în întregime uman. Evident, în măsura în care, cum e cazul aici, este simbolul unei ființe pomenești. Ceea ce este o convenție. Da, o veche convenție teatrală de origine orientală. Având totuși caracteristici occidentale. Noi suntem valeți de scenă. Mutăm paravanele. Aducem mobilă. Și recuzită. Actorii se comportă de parcă nu ne-ar auzi. În afara momentelor în care ne vom costuma și vom da din când în când replica. Și vom participa la acțiune. Cea mai imensă eroare pe care am comis-o a fost aceea de a-i dărui o mașină de curse. Acea monstruoasă Ferrari roșie, care rula ca un nebun de la proprietatea mea de la Antibes, la cazinou din Monte Carlo. Șeful poliției de coastă a venit personal să-mi ceară. Rectifică, să mă roage, nu, să mă implore, să nu-l mai las să circule decât în Rolls-ul meu, cu mine alături și cu un șofer la volan, evitând astfel să-și mai pună în pericol propria viață, ca și pe celorlalți. Domnule comisar, i-am răspuns, pentru mine ceilalți nu există. Știu, doamnă. Mi-a răspuns el respectuos. Dar pentru noi, da. Atunci am fost nevoită să mărturisesc că nu aveam nicio autoritate asupra acestui tânăr poet în ale cărui vine curgea sângele romanovilor. Noaptea i se întâmpla să zboare și și-a agita brațele ca pe niște aripi, încât într-o noapte
De atunci, bineînțeles, paturi separate. Scuzați-mă, doamnă Bofors, dar ultimul paragraf de azi dimineață se termina cu fraza... Da, iată. Primii doi soți erau urâți ca maimuțele, iar al treilea semăna cu un struț. Deci, dacă ceea ce-mi dictați acum urmează imediat, s-ar putea crede că i-ați dat mașina struțului. Cât pot să fie perfidă. Când îți pui în cap să mă enervezi, ești tot atât de scâitoare ca un roi de muște. Domnișoară, plechi! Primele mele trei căsătorii au dat apă la moară cronicii mondene și financiare a tuturor ziarilor americii. Și când spun tuturor, nu exagerez. Arnon Coppers, primul meu soț, al cărui nume-l port, în pofida celorlalte trei căsătorii ulterioare, era cineva pe care președinții îl așezau la dreapta soțiilor cu ocazia banchetelor Casei Albe. Iar dumneata stai și împufăinați! Tu știi foarte bine cum e să interzis fumatul și îmi demidezi enormități și mă bagi în pământ, pe mine și munca mea. E bine, eu asta nu înghit. Nu înghit! Da, iertați-mă, doamnă Bofors. E foarte bine că e al patrulea soț, cel despre care vorbim acum. E vorba de ultimul. De cel pe care l-am luat din dragoste. Și nu pentru că era bogat ca Cresus. Cel care a plonjat din vârful stâncii de la Monte Carlo. A murit în brațele mele, în aceeași noapte, într-o clinică din Nisa. Și inima mea a murit odată cu el. Pentru totdeauna. Sunt departe de a fi scriitoare, dar cred că atunci când scrii, trebuie să existe un fel de înlănțuire logică, de continuitate între un paragraf și altul. Și ultima frază pe care mi-ați dictat-o... Era ceva ce înregistrasem în noaptea asta pe magnetofonul camerei mele după una din injecțiile alea care mă zăpăcesc de tot. Era ce-am transcris dimineață din camera dumneavoastră. Să controlez cu mine întotdeauna înregistrările nocturne. Înainte ne-am apucat de lucru. Lucrăm contra cronometru, Blackie, amintește-ți, încearcă să-ți reamintești că editorul meu din New York și cel din Londra au programat amândoi publicarea memoriilor mele pentru toamnă, am spus clar, toamnă, și suntem la finele lui august. Înțelegi? Sau trebuie să-ți fac și un desen cu un peisaj tomnatic și cu frunze care cad? Doamnă Bofors, data pe care v-au fixat-o editorii este absurdă, ca să nu spun monstruoasă. Cât despre mine, nu am numai funcția de secretară. Ca redactoare am de asamblat și de stilizat ce-mi dictați. Nu sunt nici crudă, nici ipocrită. Sunt numai cinstită cu dumneavoastră. Toți oamenii crud se descriu a fi modele de cinste. Cred că ar fi foarte bine să ne oprim pentru astăzi aici. Ar fi foarte bine să continuăm. Doamnă Bofors, șeful poliției din Monte Carlo avea dreptate când v-a spus că există și alții, ceilalți. Eu fac parte din ceilalți. N-am dormit sau aproape n-am dormit toată noaptea. Dumneata? Dumneata nu dormi? Dar eu dorm! Dormiți, doamnă, dormiți până la prânz și chiar mai târziu. Cu sedative și mai am și coșmaruri. Buongiorno, signora.
Ce drăcie asta pe care o cară ăsta? Pare un landou de prunc marțian. Este un aparat, doamnă, pe care doctorul Rengucci, specialistul de la Roma, vi l-a trimis aici pentru ca să vadă cicatrizarea leziunii dumneavoastră pulmonare. Așa, deci. Ai consfătuiri secrete cu șarlatanul ăsta roman. Simple telefoane de rutină pe care m-a rugat să îi le dau eu pentru a vă scuti pe dumneavoastră de plictiseala. Nu mă scuti de nicio plictiseală, Blechi. Mulțumește-te să nu mă plictisești cu inițiativele și suficiența dumitale. Forse più tardi? Forse un po' più tardi? Hai să mă scutești de strâmbăturile tale, ipocritule. Va! Va, presto! Exteriorul persoanei mele este public, interiorul este privat. Șarlatanul ăsta roman este în sol dacă ține de fimea. Că abia așteaptă clipa când va purta Doli după mine. Ceea ce nu știe cățeaua este că dacă mă duc, când mă voi duce, tot ce rămâne este $1. Tot restul averii mele merge la o fundație culturală care îmi va purta numele. Blechi, vrei să fii drăguță să ridici tu peste parapet trăcia asta, să-i faci vânt jos în mare? V-aș fi recunoscătoare dacă nu mi-aș cere să fac lucruri ridicole. Eu nu fac lucruri ridicole, Blechi. Și nu cer nimănui să facă așa ceva pentru mine. Dar dacă ți se pare ridicol, poftim. Bun voiaj! Pa! Sunt dezolată că patroana și-a revărsat nervii asupra ta. Injecțiile sunt de vină și toate calmantele pe care le înghit. Înțelege-mă, sunt cu nervi în batist. O, Doamne, mi-e frică, Blechi. Știi de ce mi-e frică? S-ar putea ca patroana să moară în vara asta. Să moară pe Divina Costia. Nu! 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 Încep. Continui. Dictez. O dragoste fondată pe o înțelegere adevărată este ceva ce un bărbat nu poate dărui zilnic. Dar o asemenea dragoste mi-a fost oferită odată. Aproape prea. Dar nu chiar târziu de tot. Impenetrabila carcasa inimii mele mai putea fi perforată. Și ultimul meu soț a făcut-o. El m-a readus la viață. Și aproape la tinerețe. Nopțile. Nopțile noastre. Dar mai ales prima noapte. Felul în care un amant se dezbracă.
felul în care scoate lucrurile de pe el în prima noapte este un indiciu, un indiciu precis a ceea ce vor fi relațiile viitoare. Alex se dezbrăca cu o grație inconștientă, de parcă ar fi fost singur într-o cameră cu pereții de sticlă. Apoi, odată dezbrăcat, făcea turul întreg al odăii, mergând de la o fereastră la alta, tregând perdelele una câte una, și apoi venind să se lungească lângă mine, în o ferea divina perfecțiune a trupului său gol. Și întindea brațul pentru a stinge lumina. Iar eu întindeam brațul pentru a o reaprinde. Aș putea să o văd pe doamna Goforz. Am să o întreb. Așteptați. Așteptați aici. Doamnă, modul ăsta de a proceda mă depășește. Ce mod și ce procedeu? Și ce făcea? Tocmai urcase pe muntele dumneavoastră pentru a vă întâlni. Dar cine este și ce voia? N-am avut timp să-l întreb, am avut prea mult de lucru cu câinii, priviți. Stai imediat jos și bea un coniac. O prioritate ca a mea este totdeauna apărată de câini. Gangsterul dumneavoastră de Rudy privea liniștit haita și nu mișca. Blechi, sunt aici lucruri evaluate de Lloyds la mai bine de 2 milioane de lire sterline, fără să socotim bijuteriile și blănurile mele de vară. De ce o proprietate de casa trebuie să fie apărată de intruși? Ți s-a făcut vreodată un vaccin antitetanic? Eu sunt bine. El nu e. Ce? Pe cine chemi? Pe doctor Lulo. Nu, nu, nu. Eu sunt cea care trebuie. Uita care poftă să vin de pe un proces. Rudy, dove Rudy, o lo voglio in brevia, subito, presto!
capito? Vabbè, Crawford! Vabbè, Crawford! Non mi Bene, meglio. Spera, aspetta, vorbei inglese? Inglese? Puțin. Bine. Spune doamnei Goforth, dice că eu, Christopher Flanders, vrea să o vadă. Și, uite, dă-i asta din partea mea. Dar nu-i vorbi de câini, nu-i spui nimic de câini. Si. Spune-i numai că vreau să o văd. Bine? Si, si. Bravo. Si. Va. De raportul. L-am surprins pe individul de acolo, urcând aici. Venea de pe drumul de la Amalfi. Ce a smuțit câine asupra lui? De-aia sunt câini aici, Blechei. Ce spune indicatorul atârnat la poarta dinspre Amalfi? Proprietate privată. Nu mai proprietate privată. Nu spune și câini răi. Nu. Ce mai aștepți? Adaugi câini răi. Dacă individul intentează un proces, va trebui să dovedesc că scria și câini răi. Cum puteți dovedi ce nu e adevărat? Mișcă! Iar dumneata revinuți. Da, doamnă. Ce zic? E prea mult pentru mine. Va trebui să mă odihnesc. Intră, avanti! Cum aduce asta? Omul care câini mușcă aduce asta la mine? Si. Poeme. Aduce asta la mine. Este ca fotografia? Eu nu-mi capisca. El, omul. Si. Asemănare. Este ca poza. Ah, si, 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 se lui. Du-te acolo și spune. Va fuori e dica. Blechi. Și tu, drăguță, și spune să se ducă acolo și să spună acestui băiat că incidentul cu câinii m-a tulburat foarte tare. Dacă mi-ar place să știu de ce a venit la mine fără să fie invitat. Și de asemenea, că nu sunt răspunzătoare de ce li se poate întâmpla celor care vin la mine neinvitați. Refuz să transmit cuiva care era gata să fie sfârșiat de câini un mesaj atât de neomenesc.
n-arată deloc sfârșiat Blechi. Și acum e în picioare. Și e departe să aibă voce de muribund. În ultima vreme, Italia a fost infestată de pitnici. Iar eu am fost literalmente hârțuită de ei. Știi ce înseamnă pitnici? Știi ce înseamnă pitnici? O bandă de paraziți cumpliți de virulenți, Blechi, vin de pe bordul unui cargo oarecare cu $100 în cecuri la purtător și cu toate adresele estivale ale celor care speră să-i poată jebăni. Și de ce nu am prea multă simpatie pentru ei? Eu m-am descurcat întotdeauna singură. Și dacă am reușit în viață, este pentru că m-am descurcat. Când ei vechi, câtă vreme mai rămâne un nume pe lista lor de fraieri, n-au de gând să miște un deget ca să-și câștige viața. Așa că destul cu teatru, fetițo, hai să te duci acolo. Și ce? Și hai să-l interoghez pentru mine. Să-l interoghez! Să-l interoghez un om grav rănit! Un individ care s-a introdus pe furiș la mine, bagă-ți bine asta în cap, în cazul în care încearcă să-l intenteze un proces. Genul lui nețesălat n-arată rău deloc. Tare mi-e teamă că e bitnic. Pare că n-a văzut apa de 2 săptămâni pentru motive de igienă. Ați avea același aer dacă ați fost atacată de o haită de câini sălbatici. Câini de pază, Blechi. Câini lupi care păzesc o proprietate privată. Poartă pantalon de piele. Întocmai ca Alex, când l-am întâlnit prima oară în Alpii Bavarezi. Numai ca Alex avea picioare pentru așa ceva. Ce ciudată coincidență. Eram tocmai pe cale să-ți dictez paragraful Alex, care era și el poet. Când acest intrus a pătruns la mine. Era ce tupeu. O să continui mult să-mi urle numele așa? Cred că lucrul cel mai simplu pe care îl puteți face este să mergeți la el și să manifestați un minim de consternare în legătură cu ce s-a petrecut cu câinii dumneavoastră. Nici nu mă gândesc, Blechi. Nici nu mă gândesc să-l văd înainte de a-mi consulta avocatul. Trebuie să mă lămuresc dacă am sau nu vreo răspundere în legătură cu incidentul, nu? Da. Așa că fii tu drăguță și... Și să-l supun un interogatoriu. Și întreabă-l politicos ce a venit să facă aici și în special de ce a venit neinvitat. Dacă răspunsurile sunt mulțumitoare, îl instalez la Vilina Roz. O să-l văd după sista. Ar putea să fie ok în timp. O prezență masculină aici ar putea fi agreabilă o vreme. Vara asta, unica companie a fost dumneata. Și generalissimo Rudy, o cam nevoie de o prezență masculină, Blechi.
Iată de ce am eu nevoie, ca să fiu Sisigofors cea din totdeauna. Am să văd dacă rănile nu-i sunt prea grave. Mult mai bine. Spuneți-mi, aș putea să o văd pe doamna Goforth? Nu, nu încă. Nu imediat. Dar dacă puteți face câțiva pași, mi-a spus să vă instalez la Villa Rose. Ah, e tot ce-mi doresc să știți. Giulio! Sì. Porta questa sacco al Villa Rose! Oh, e pesante, Dio! Tu sei pesante della testa! Aș putea face o baie și să vă odihniți. Până când doamna Goffo se va simți mai bine și va vrea să mă vadă. Mulțumesc. Mușcăturile nu sunt chiar așa de grave. Ați fost vaccinat? Cred că da, dar nu mai știu când, acum mai de mult. Veniți. Ce faceți? Nu veniți? Sunt extenuat. Cum vă numiți? Francis Black. Pe scurt, Blackie. Încântat. Eu mă numesc Christopher Flanders. Pe scurt, Chris. Memoriu și
Noaptea asta. Sper că vă puteți ține pe picioare. Ce cadă extraordinară! Are dimensiunile unei piscine olimpice. Da, doamna Gofors, e de părere că o cadă trebuie să fie pentru cel puțin două persoane. A fost probabil în Japonia pentru asta. Da, și cred că și Japonia îi aparține. Apa asta vine dintr-un ghețar? Remurați? Spuneam că apa asta vine dintr-un ghețar. Să nu-i nimic, Blechi. Vin cu el pe jos de la Genova. E greu din cauza uneltelor mele. Lucrez în metal. Fac mobile. Și se vând? Nu, mai degrabă le dăruiesc. Bineînțeles, le mai și vând câteodată, da? Nu pentru asta le fac, ca să le vând. Le fac pentru... Pentru plăcerea de a le face, nu? Bâzie ceva în camera asta sau e... E numai în capul meu. Asta e o cutie cu țigări? Da. Goală. Doriți o țigară? Da. Am altul în cameră. Acum trebuie să... Aveți părul ud. Ștergeți-vă cu prosopul ăsta și băgați-vă în pat. Eu trebuie să plec. Am de lucru. Nu pleca, Blechi. Rămâi. Trebuie. Nu m-a trezit aparece. Aveți nevoie de somn. M-a trezit aparece. Și mă odihnesc mai bine dacă știu mai mult. Spune, Blechi, doamna Gofors are amintire, de ce le sunt? N-aș putea să vă spun, dar aflați că v-a găsit simpatic, dacă asta vă liniștește. M-a văzut, deci? Da. V-a inspectat pe toate părțile guluneta. Și ce program mi s-a rezervat după trezire? Nu vă stabiliți singur programul? Niciodată când sunt invitat. Și asta se întâmplă des? Mai tot timpul, Blechi. Dacă o să vă purtați bine, veți rămâne aici o vreme. Sigur, doar dacă cearceafurile roz și ambianța acestei camere nu o să vă sperie mai mult decât câinii. Ai limba ascuțită, Blechi. Nu vrei să fumezi cu mine o țigară, Blechi? Vrei să amănunte scrimentare? Aș dormi mai bine dacă aș ști mai multe. Eu n-aș fi chiar atât de sigură. Am auzit că în ultima vreme doamna Gofors nu se simte prea bine. Da. Are mare noroc că te are lângă ea. Starea sărătății suscită interesul și simpatia. Dar nu și compasiunea. Am dreptate, Blechi? Starea sănătății doamnei Gofors nu-mi trezește înțelegere și a încetat de mult să-mi trezească simpatie. Doamna Gofors este un monstru agonizant. Da, vorbesc prea mult. Nu.
Nu, nu despre Blechi. Continuă, te rog. De ce vrei să știi mai mult? Am urcat un munte și m-am bătut cu o haită de lupi ca să o văd pe doamna Gofors. De ce? Să spunem că nu am un alt loc unde să mă duc. Cel puțin ești sincer. Hai să rămânem la sinceritate, Blechi. Bine, de acord. Doamna Gofors se hrănește cu pastile 24 de ore din 24. Și deși se face morfină, noaptea are coșmaruri. Rar mi se întâmplă să petrec o noapte fără să fiu trezită din somn de megafoane. Am încercat să nu le aud, dar mi-am dat seama că, în acest caz, iese pe terasă, da, își părăsește camera și, împleticindu-se ca o somnambulă, delirând în microfoane, iese pe terasă și delirează în continuare. Da. Ea numește asta înșirarea amintirilor, amintiri demente din cariera ei de mare frumusețe internațională, ceea ce și închipuie că mai este încă. Spune, Blechi, ea nu bănuie că e... condamnată? Nu. Refuză să-și imagineze acest lucru. Și crede că frumusețea ei legendară este veșnică. Nu acceptă decât că are nevroze, nevrite, alergii și un punct de pleurită. Nu? Mai poți să dormi acum după acest cântecel de leagăn? Blechi, am oarecare experiență a femeilor în vârstă, gata să moară. Și moarte de frică la când că vor muri. Blechi, vreau să te rog dacă ești drăguță să-mi dai și mie rucsacul. Da. Am să te rog să-i dai doamnei Gofors asta din partea mea. E un mobil. 6 luni am lucrat la el. L-am botezat. Pământul este o roată a norocului într-un imens bâlci. Pământul? Este o roată a norocului într-un imens bâlci. Am să te rog să-l agăți undeva sus, unde este un curent de aer care să-l pună în mișcare. Iar asta e pentru dumneata. Poeme. O adaptare în versuri după scrierile unui mare guru indian, maestrul meu. Crezi că aș putea să dau un telefon la taur meu unei prietene? Doamna Gofors ar avea ceva împotrivă. Ar avea. Ce număr? 47, 47, 52, 63. E foarte important? Da. E pe moarte. Alo? Vreau și eu taormina, vă rog. 47 5263. Mulțumesc. Va trebui să așteptați în timp. De mult n-am întâlnit pe cineva atât de drăguț. Drăgălășenie firească la femei.
Nu l-a toat pe Blechi. Nu l-a toat. Sunteți gata să dormiți? În firesc. Ca și drăgălășenia la anumite femei. Alo? Mariela? Te rog un platou rece la Via Roz. Carne, brânză și fructe. Musafirul doamnei Cofors. Nu o să se trezească înainte de câteva ore. Masă aici. Capito? Ce vă strâmbați așa? Niente, scuză. Da, tabălo, aici. Pe tavolo, io voglio un bicchiere di acqua minerale San Pellegrini, capito? Molto ghiacciata, capito? Che stronzi, și unul și celălalt. Nu trebuie să le spuneți așa, doamnă, e jignitor. Știu. Dar dacă o fac, e pentru că mi-exprimă gândul. Generalissimo Rudy pretinde că ăștia doi se culcă unul cu altul și eu le fac chiar aici, pe terasa mea. Dar sunt din Napoli, doamnă. Nu văd legătura. Vrei să fii amabilă să le spui ce vreau pe masa asta? Da. Ce doriți pe această masă? Apă minerală foarte rece, San Pellegrini, codeina, heparina, crema de soare, țigările și un coniac cu foarte multă gheață. Ia spune, ce ai făcut cu... Cu oaspetele dumneavoastră? Cu bitnicul care s-a introdus pe furiș la mine. Și ce-i chestia pe care o faci? Să faceți zbomă cât un vagon de marfă. Oaspetele dumneavoastră este acolo unde m-ați rugat să-l instalez. Cât despre asta, este ceva ce m-a rugat să vi-l dau. El construiește mobile. Mobile? Da, și le dă și un nume. Acesta se numește Pământul, este o roată a norocului într-un imens vânt. Este un dar sau e ceva care vrea să-mi vândă? Este un cadou, doamnă. M-a rugat să-l agăț undeva. Unde aș putea să-l agăț? Mulțumește de să-l lași acolo jos și ajută-mă să mă scol de aici. Soarele ăsta m-a zăpăcit de tot. Eu nu știu de ce am venit aici. Ce naiba fac eu pe terasa asta, nu știu. Tocmai mă pregăteam să vă reamintesc că doctorul Ringuci v-a interzis să vă expuneți la soare cât timp leziunea veasă pulmonară nu este încă cicatrizată. Și mă placa, Blechi, ca ai să sușești, mi-am purtat ghinion. Nu am nicio leziune pulmonară. Cine? Bitnicul, care s-a introdus pe furiș la mine. Ce avea de spus? Despre ce, doamnă? Despre mine. Se întreba dacă vă mai amintiți de el. S-ar putea să-l mai fi întâlnit cândva. Pe undeva. Pe vremea când mai vedeam și eu oameni și mă mai interesau. Pe vremea când mi se păreau toți o apă și un pământ. El nu vi s-ar părea o apă și un pământ, doamnă? Asta rămâne de văzut. Știi de ce aș avea nevoie, Blechi,
ca să ieși din toată depresiunea asta. Mai mult decât injecțiile calmante. Pe un amant, iată de ce am eu nevoie, Blinky. Ce înțelegeți prin amant? Prin amant înțeleg un amant. Dar tu, ce înțelegi prin amant? Sau ăsta e un cuvânt care nu intră în vocabularul unei foste studente a universității din Basara? Eu n-am avut decât un singur amant. Pe Charles, pe soțul meu. Iar pe Charles l-am pierdut primăvara trecută. Asta e ceva care mă depășește. Cum poate cineva să aibă un soț pe care îl numește Charles și nu Charlie? Adică vreau să spun că faptul că îl numeai Charles și nu Charlie descrie exact genul de relație avută cu el. Vă rog să încetați să vorbiți așa despre soțul meu. Morții sunt morți, Blackie. Iar vii sunt vii. Nu, doamnă. Eu, deși nu sunt moartă, nu sunt vie. Giulio! Sì? Va al vinina rossa e portami il sacco del ospite! Sì? Refuz să participi la un asemenea lucru. Ar fi o totală lipsă de demnitate. Ocupă-te de propria dumitale demnitate și lasă-mă pe mine să mă ocup de-a mea. Este perfect normal și legitim să controlez bagajele cuiva care s-a introdus pe furiș la mine. Să văd dacă nu conține arme sau ceva de genul ăsta, dictez. Sezonul 1924, bal costumat la Cannes. Nu te ocupa de stil acum. Eram costumată în Lady Godiva, costumată în fel de a zice. Eram goală și complet aurită, cu excepția unei foie de viță din catifea verde. Sânii, faimoșii mei sâni, complet goi. Am apărut pe un cal alb pe care un tânăr negru îl ducea de căpăstru. Rectifică. Un sclav, un nubian. Apariția mea a fost o revoluție. Bărbații nebuniți încercau să mă descalece cu intenția de a mă încăleca. Ecco il sacco. Refuz să particip la un asemenea lucru. Rămâi pe loc. Ai auzit acel zgomot? Acolo nu sunt numai haine. Acolo se află și obiecte de metal. Dar bineînțeles, doamnă. A venit aici în armat cu intenția de a pune mâna pe proprietatea dumneavoastră. Giulio, deschide-l. Nu, aprite. V-am spus, doamnă, el construiește mobile. Sacul este plin de scule. Și a venit cu toate astea până aici, cum le-a cărat? Nu, doamnă, a ajuns așa în zbor. La timpul ăsta e puternic ca un taur. Spune-i tâmpitul ăsta să nu mai râdă, să te răstoarne sacul. Lăsați-mă pe bine, doamnă, că el ar strica tot. Mi-a dăruit o carte. Am uitat-o în sac. Semnificații vizibile și ascunse. Asta pare o chestie religioasă. Da, mi-a spus că este adaptarea în versuri după învățătura unui... Guru sau pandit. Da. Cam așa ceva. Caută. Caută agenda. Agenda pe care o poartă toți cu ei. Asta le-ar putea lămuri asupra mediului din care vine, asupra preferințelor lui. Aia e, dă-mi-o încoace. Dă-o. Lady Emerald Fowler. Asta e în iad de 15 ani. Mary Cole. Moartă. Lori Emerson. Moartă. Dar ce e tipul ăsta? Un gropar? Unde e pașaportul? Caută-l!
tatăl. Născut în 1928, Blechi dansa numai un puști. Câți ani să aibă? 44. Nici urmă de cec la purtător. Nu, doamnă. Avea ceva bani asupra lui? Plechi. Habar n-am. N-am apucat să-l buzunăresc. L-ai pus să fac o baie? Da, doamnă. Cum era gol? Nu cred că pot să dau amănunte în legătură cu acest subiect. Ce are ca haine în... Niente vestiti in sacco. Si, e ca una bella camicia, una camicia bianca. Probabil că a lăsat o parte din bagaje ca să poată urca până aici. Iar hainele de pe el au fost fâșiate de câinele lui Rudy. Nu-i nimic, îi împrumutăm noi ceva să-și pune pe el. Și știu și ce. Kimonoul de samurai al lui si. Alex. Si, si. Pe care îl purta la micul dejun. Întotdeauna la micul dejun aveam minimum de haine pe noi. Pentru a avea minimum de scos. Purta întotdeauna sabie la micul dejun? Da. Și nu vă era frică de accidente? Bineînțeles. Dar era foarte excitant. Aveam și eu un mic revolver cu care îl ocheam uneori și spuneam, ești prea frumos ca să trăiești. Trebuie să mori. Acum, la noapte, mâine. Du kimonou la Virina Roz, Blechi, și apoi telefonează vrăjitoare din Capri. Vrăjitoare din Capri? Da, deșanțata aia bețivă, care mi-a telegrafiat luna trecută ca să mă întrebe dacă mai trăiesc. Îi spune că da. Și invit-o la cină de seară, specificându-i că este urgentissimo. Totul în vara asta este... urgentissimo. Vara începe să se anime. Iar eu mă reanim odată cu ea. Mia roba. Attenzione, c'è un deseo. Questa roba molto, molto valore. Sì, sì. Va bene. Adesso parrucca. La parrucca bionda? Nera, nera.
N-ai nimic de sus, Blackie? Ceva comentarii? Vrăjitoarea din Capri a debarcat și este gata să urce cu funicularul. Ești deconcertantă, Blackie. Ești literalmente deconcertantă. Mă găsești aici în acest costum fantastic. Și tot ce găsești de spus este că vrăjitoarea din Capri și-a instalat fundul în funicular. V-am spus că acest costum este fantastic când l-ați pus la weekendul trecut. Și m-am gândit că nu este nevoie să o mai spun o dată. Dar ceea ce vreau să vă spun, doamnă, este că v-aș fi recunoscătoare dacă i-ați spune lui Rudy că sunt departe de a-l găsi irezistibil. Ce reproșez lui Rudy? Că stă tot timpul în spatele meu, doamnă. Și ai prefera să stea în față? Nu, doamnă. Aș prefera să plece de pe terasă când sunt eu aici. Rudy, du-te în dormitor și vezi dacă am închis cum trebuie safe-ul. Va. Maschile. Nu mi-am pus pariura de diamante pentru că sunt mult prea mari și par false. Îți dai seama cât aș fi valorat cu toate pietroaiele alea pe mine. Nu mă pricep la bijuterii, doamnă. Dar pentru cine e al treilea tacâm? Pentru musafirul de la Villa Roz. Mi-am imaginat că cinează cu dumneavoastră. Așa deci, ți-ai imaginat, nu zău. Nu va lua nicio masă cu mine până când nu știu mai multe despre el. Vrăjitoarea din Capri va putea să-mi furnizeze informațiile necesare. Ăsta e și motivul pentru care am invitat-o la cină. Auzi eu. Iuhu! Eparina, codeina, înainte și coniacul, înainte de apariție. Conny! Sisi? Să nu-mi spui că o să luăm o cină chinezească. Asta nu e o roche chinezească, Conny. Asta este un costum de dansator kabuki. Monument istoric japonez. Nu are decât câteva secole. Codeina. Ah, am luat un pic de codeină înainte de sosirea ta, din cauza nevralgiei mele. Ei bine, draga mea, să știi că nu ești singura care suferă. Privește-mă. Marea e plină de meduze. De ce? De meduze. Specia de caracatițe pe care italienii le numesc meduze. Ei bine, una uriașă m-a înțepat azi de dimineață. Trebuie să beau un martini ca să suport mai ușor durerea. Priveliștea pe care o ai de aici este una vera meraviglia. Martini? Chiar obligate să mâncăm? Sunt full. Liniștește-te, Conny. O să avem o masă frugală. Mirosul alimentelor după codeină îmi provoacă greață. Aș putea să duc ceva de mâncare oaspete lui dumneavoastră? Nu. Și când am spus nu, e nu. Ești liberă, Blackie. Scuză-mă. Îți prezint pe secretara mea, domnișoara Black. Blackie, îți prezint pe doamna. Care este ultimul tău nume, Conny?
Ți-am trimis o invitație la căsătoria mea din primăvară, dar era într-o clinică din Boston. N-am primit niciun cuvânt de confirmare. Știi și tu, căsătoriile ca și mormântările sunt ceva la care asiști sau nu asiști. Continui să trăiești cu transfuzii conii. Riști să te transformi în pipistrela. Vampir! Și pe urmă, organismul uman, după o anumită vârstă, nu mai suportă prea multe stimulente. Ce ți-au găsit la clinica din Boston, Sisi? N-a fost decât un mic control de rutină, Connie. Sunt atât de fericită când ai pus de dimineață să mi se telefoneze ca să mă invit la cină. Era să dansez de bucurie. În ultima vreme circulă zvonuri atât de îngrijorătoare despre tine, Sisi, draga mea. Zvonuri? Ce zvonuri? Te iubesc prea mult ca să ți le pot repeta. Repetă-mi de tot. Ești sigură că ești destul de tare ca să le încasezi? Dă-i drumul. Oh. Ei bine, Sisi, draga mea, se spune că la recepția pe care ai dat-o luna trecută, lăsai impresia că ai luat o razna. Că ți-ai petrecut toată noaptea urlând în megafoane și că tot ce urla era de-a dreptul incredibil. Ce drăguț din partea lor. Capriul ăsta al tău a devenit un adevărat cuib de vipere, Connie. Adevărul este că în vara asta am scriu memoriile, Connie, drept care am instalat în toate camerele difuzoare un soi de interfon perfecționat, în așa fel încât pot dicta la orice oră, din zi și din noapte, secretarii memoriile mele. Sunt atât de fericită, Sisi. Atât de fericită. N-ai fost niciodată frapată, Connie, de faptul că viața nu este decât aducerea minte. Cu excepția unicului moment prezent, care trece atât de repede încât nici măcar n-ai răgazul să-l vezi trecând. Ce spuneam adineauri? Acum nu mai este decât amintire. Stau în picioare, da? Clipa în care eram așezată a devenit amintire. Connie, viața nu este decât amintiri. Patru soți, patru amintiri. Toți amanții mei, amintiri. Și ăsta este motivul pentru care îți scrii amintirile? Mă consacru în întregime. Azi de pildă la prânz eram pe cale să dictez cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Dragostea cu Alex. Acest tânăr dansator rus din trupa lui Diaghilev? Nu m-am măritat niciodată cu un dansator, Connie, nu.
Amanți, da, dar nu soți. Narcisismul lor e prea mult pentru mine. N-au nevoie decât de oglinzi. Alex era un tânăr poet care avea un suflet tot atât de frumos ca și trup. El n-avea nevoie de oglinzi ca să facă dragoste cu mine. Ochii mei erau oglinzile lui. Singurul din cei patru soți ai mei cu care am putut face dragoste pe lumină. Becuri de 100 de vați. Și dictez toate astea prin megafoane? Doamne. Emoția. Dar pui mereu mâna la inimă. Emoția, iubito. Toată ziua a fost extrem de emoționată. Imaginează, Sconi, astăzi un tânăr poet a pătruns aici la mine, cățărându-se pe scurtătură, exact în momentul în care eram pe punctul să dictez amintirile despre Alex. Și purta pantalon de piele, exact ca Alex când l-am văzut prima oară. Tu ai de gând să mă asculți? Da sau ba? Alcool crește capacitatea mea de concentrare. Deci, ai făcut cunoștința unui poet. Cum se numește acest poet? Numele lui e pe carte. Da, da, da. Se pune câteodată numele poeților pe cărți. Menders Sanders. Christopher? Christopher Flanders? Mai este încă în circuit? Eu nu știu dacă mai este sau nu în circuit. Dar ceea ce știu este că a venit aici ca să mă vadă. Și a făcut asta Conii nici cu vaporul, nici cu funicularul. E bine. Sisi, Dumnezeu să te aibă în paza sa. Dar de ce? Ce are? Ce nu e în regulă cu el? Nimic. Dacă nu ești superstițioasă. Ce legătură are superstiția? Cred că aș face mai bine să beau ceva la vestea asta. Nu, 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 cred că aș face mai bine să nu-ți spun. Ce să nu spui? Îmi promiți că nu o să-ți fie frică? Conny, când mi-a mai fost mie frică de pumnalul pe care l-ai în loc de limbă? Dai drumul. E bine, Sisi. Chris, acest biet Christopher Flanders are postul obicei să viziteze persoanele de o anumită vârstă cu o zi sau două înaintea funcționarului de la pompele funebre. Vara trecută la Portofino locuia la un cuplu de texani, indivizi care posedă sonde de petrol, și într-o seară, la cină, molia aceea bătrână de duce de Parma i-a turnat în cap o sticlă de șampanie și l-a botezat spunându-i: Christopher Flanders, te botez înger al morții. Și numele ăsta i-a rămas. Dar dacă nu ești superstițioasă, de ce nu cinează cu noi? Voiam înainte câteva informații. Înainte de a-l primi? Este aici de probă. L-am instalat la Vilina Roz și doarme de la prânz de când a sosit. Doarme? Sper să nu-ți facă figura cu somnul. Ce figură cu somnul? Vara trecută, la Portofino, perechea aceea de texani a fost cuprinsă de panică la auzul poreclei de înger al morții și au pus în vedere să o șteargă până în zori. Ei bine, Sisi, ce crezi că a făcut? A înghițit un tub întreg de somnifere.
Oprește-te! Unde vă duci? La Vilina Roz. Prefer să mă asigur că nu faceți mie figura asta cu somnul. Totul e rol. Această vilă se numește Vilina Roz. Da, logic. Respirația lui este la fel de proaspătă ca unui prun. E un motiv ca să te bagi cu el în pat. Liniștește-te, Sisi. N-am de gând să-ți încalc prerogativele. Nu se poate. Nu se poate să nu-l fi cunoscut înainte, dragă mea. S-ar putea să-l mai fi întâlnit cândva pe undeva. Atunci, poate că cunoști povestea cu Sally Ferguson, nu? Nu? Îl descoperise într-o cabană din Nevada, unde lucra ca profesor de schi. Un poet profesor de schi. La el... Totul e contradictoriu. Totul. Deci Sally Ferguson, care venise în această stațiune din Nevada pentru a încerca să demonstreze că este mai tânără cu câteva generații decât era în realitate, a învățat să schieze cu el. Dar pentru că avea oasele mai uscate decât țacâțul, ar fi trebuit să prefere pârghie cu o înclinație mai plântă. Dar într-o zi, a luat schiliptul până în vârf, a băut un groc tare și s-a avântat ca o nebună pe pârghie. Și ceea ce s-a întâmplat, cred că înțelege, s-a izbit de un pom. Și și-a rupt colul femurului. Chris a trebuit să o care în spinare până la cabană. La început am crezut cu toții că o mierlise. Dar Chris a făcut cu ea un miracol. După ce i s-a reparat șoldul cu țev de platină, Chris a reușit să o pună pe picioare și s-au pus amândoi pe călătorii. E o rupă dus și întors. Dar, într-o zi, când se plimbau pe puntea vaporului, Chris i-a dat o clipă drumul la braț. Și ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Din nou au cules-o cu lopata de pe jos. Își rupsese, bineînțeles, femurul. Așa că biata Sally a trebuit să se mulțumească, să călătorească într-o cameră, într-alta, într-un pat cu rotile împinsă de Chris. Îi spunea: Îngerul meu, și îngerul a rămas cu ea până în clipa morții. Dacă în copilul Sally au atacat testamentul, tot ce a obținut Chris din această poveste a fost publicarea poemelor sale, pe care, bineînțeles, le dedicase lui Sally. Thank you.
Pronto? Chi parla? Sicilia? Taormina? N-am cerut nicio Taormina! No, sbagliato! Ce tupeu! Primește, te rog. A telefonat prin Inter și a comandat un platou. Ei, nu, că dacă și închipă că el ăsta se înșală. Detest muzafirii neinvitați care se comportă la mine ca la hotel. Ce stai, vino! Stai! Să-mi strâng lucrurile! Vino! Trișorule! Stai cu mine! Stai cu mine! Bună seara. Iar te fuții pe aici? Nu. Adică, dar tocmai m-am trezit mor de foame și vreau să văd dacă nu găsești ceva de mâncare. Tocmai m-am trezit? Și unde ne-am trezit? Ne-am trezit în Vila Roz. Vila Roz? Da. Și am vrea să revedem cățelușii, nu? Nu, nu, v-am spus că... De-abia m-am trezit, mor de foame și voiam să caut ceva de... Care va să zic că ne-am trezit, mor de foame. Da. Ce-ai zice dacă te-aș trata puțin cu asta? Rudy, ce se întâmplă aici? Vezi? Corina alcoolizată! S-a trezit, mor de foame și are poftă să verse. Ia-o din loc! Ți-am spus-o ei din loc. Trebuia să-mi spui că... Pleci. Da-ți roba. Că ți-a adus prietenașul, breche. Trebuia să mă previi. O să vă conduc la Vila Roz. Mă trezisem și am plecat să caut ceva de mâncare. De 5 zile, Blechi, tot ce am mâncat sunt cele câteva portocale pe care le-am găsit pe drum. V-am trimis o gustare în cameră, n-ați găsit-o? N-am găsit nimic. Atunci înseamnă orică bucătăria asta n-a pregătit-o, orică că a luat-o cineva pe când dormeați. Și mă tem că pentru a găsi ceva de mâncare trebuie să așteptați până dimineață. Bucătăria este încuiată până când doamna Govors se trezește și pune să o descuie. Ziua nu e prea departe, dar pe muntele doamnei Goforce ziua nu începe decât atunci când își digeră drogurile și începe să apese pe butoane. Flechi! Doamne, asta e. S-a trezit și mă cheamă. Flechi, e noapte, taci. Nu mă întrerupe, vreau să dictez. Totul e atât de clar. Parcă mi s-ar fi întâmplat ieri. Moartea lui Arnold Goffers. E noapte. Noapte neagră. Fără somn. El este peste mine. Și mă strivește.
sunt oribil la greutatea trupului său. Deodată l-aud în întuneric, spunând: Flora, mă doare îngrozitor de tare capul. Iar eu îmi spun în gând cu atât mai bine. Dar tare mă aud spunând: să-ți dau pastilele, și întind brațul pentru a prinde lumina. Și văd, Doamne, văd moarte. Moarte în ochii lui și ceva și mai rău, teroare. Văd teroare în ochii lui și o simt eu însă. Ies din pat ca și când mă smulge din nisipul mișcătoare. Mă îndepărtez de pat, de moarte, de teroare. Pe el nu-l privesc, nu-l mai privesc. Mă îndrept către ușă, o deschid cu putere, cu violență, și las singur cu moartea și teroarea lui. Și cinci de etaje deasupra imensului imperiu al lui Alan Covers. Văd mii de lumini scripind în întuneric, dar niciuna nu e atât de puternică ca sclipirea de teroare pe care am văzut-o în ochii lui. Un vânt rece, pur. Să încep acest capitol cu o notă mai gravă. Semnificația vieții. Dictați, doamnă? Nu, așteaptă, nu mă grăbi. Sau sensul vieții. Acum dictați? Nu. Mă gândesc. Când voi începe să dictez, voi ridica mâna așa. Deci, într-o zi, la nebunia Florei. Nebunia Florei era un pavilion din secolul XVIII, din împrejurimile Parisului. Acolo se desfășurau seratele mele literare. În acea zi, deci, am propus să dezbatem subiectul Semnificația vieții.
Toată lumea a luat asta de pe o glumă. Sisi este incapabilă să fie serioasă. Dar nu era adevărat. Blacky cred că a început să dicteze. Da. Spune, nu e nimic de mâncare? Cafea neagră și zaharina. Asta e tot? Cum am să pot, am să cobor la bucătărie. Am întrebat adesea, dar mai ales în ultima vreme, care ar putea fi semnificația vieții. Uneori mă gândesc că tot ce facem de-a lungul vieții este efortul de a evita gândul acesta. Gândul semnificației vieții și al morții. Ce dracu căutăm pe acest pământ? Ne precipităm ca niște nebuni de o distracție la alta, până când una din aceste distracții se sfârșește prin stingerea focului. Eclipsă. Eclipsă totală. Blacky, vezi ceața aceea care se ridică? Vezi ceața aceea care se ridică? Nu, doamnă. În dimineața asta, orizontul e limpede în toate direcțiile. Azi dimineață, când m-am trezit, mi-am spus... Acum dictați, doamnă? Șalap! Ce dracu mi-am spus? Când v-ați trezit azi dimineață? Azi dimineață, când m-am trezit, mi-am spus... O, Doamne, încă o zi! O nouă zi, nu! Nu mai pot suporta. Și-am suportat. Doamne Goforth, domnul Flanders așteaptă acolo să-l primiți. Și-a pus kimono de samurai pe care l-ați trimis. Spune-i să intre. Ai venit cu sabie la bru? Vrei să te bați? Nu. Ieri însă aș fi avut foarte mare nevoie de ea. Mi s-a vorbit despre micul dumitale incident cu câinii. Dar n-a arăt prea rău. Ai avut mare noroc că nu ți-au atacat. Figura. N-ai văzut, deci, pancarta cu proprietate privată? Era în engleză și în italiană și pe cealaltă cu câini răi. Ba da. Dar nu mi-amintesc de nicio aluzie la câini. Nici în engleză, nici în italiană. Dar, bineînțeles, pancarta cu câini răi a fost pusă după incidentul dumitale cu câinii proprietății. Păi nu-i adevărat, Blacky. Ba da, doamne, este adevărat. V-am auzit eu din dispoziție să fie pusă pancarda după incident. Ai de lucru, Blacky, nu-i așa? Lucrul pe care îl fac pentru dumneavoastră nu include obligația de a fi părtașă la minciuni. Doamnă Goforth, Blacky, este incontestabil că am intrat pe proprietate fără autorizație. Deci pe riscul și răspunderea mea. Dacă această declarație ar fi scrisă negru pe alb, ai fi dispus să o semnezi? Da, bineînțeles. Bate-o la mașină. Nu lăsați, doamnă, am să o scriu cu mâna mea. Noaptea trecută a fost din nou atacat. De câini? Nu, nu de câini, doamne, de rudii.
L-a atacat pentru că, trezindu-se împometat, tocmai... Pleci! Pleacă de pe această terasă! De aici vreau să plec, doamne, de pe acest munte pe care nebunia dumneavoastră l-a transformat într-un astfel! Dar vă rog, vă rog, doamne Goforz, Blecki! Ce-i șoptit lui Blecki? I-am spus că sunteți puțin cam nervoasă. Dacă te înțeles. Toată vara asta n-am avut parte decât de trădători. Pasile, doamnă, una? Două. Mulțumesc. Dă-mi și puțin coniac, cum vrei să le înghit? Ce coniac vrei, curvoazier? Remy Martin. Remy Martin. Mulțumesc. N-aveți pentru ce, doamnă, că fost. Ai înședin superb, sunt ai dumii tale? Ai și un surâs foarte frumos. Mulțumesc. Nu mie trebuie să mulțumești. Mulțumește dentistului dumii tale. N-am fost niciodată la dentist până acum. Nici eu. Atunci să mulțumim lui Dumnezeu pentru calitatea laptelui matern. Puțină cafea, cald troian. Dar de ce cald troian? Pentru că și-l a picat în cetate tot neinvitat. Cum, doamne Goforz, chiar nu vă amintiți întâlnirea pe care am avut-o la balul de la Waldorf? Atunci m-ați invitat să vin aici să vă văd, ori de câte ori ajung în Europa. Și pașapoartele, invitațiile expiră. Trebuiesc renoite la 2 ani. Și a mea a expirat? Nu fumezi la cafea cald, Troian? Ba da, da. Dar n-are țigări. Spuneți-mi, doamnă Goforz, ce impresie vă face să fiți un personaj de legendă încă în viață? Dacă este o întrebare serioasă, răspund serios. Personaj de legendă încă în viață? E bine, cred că sunt așa ceva. Am avut din pornire daruri certe, un obraz fără cusur, o siluetă senzațională. Am născut prin mlaștini, într-un biet cătun din Georgia. N-avea nici cale ferată. Dar asta nu m-a împiedicat să-mi fac drumul. La 15 ani, am debutat într-un show business, unde m-a remarcat un director de variete care m-a angajat pe loc. Pe afiș eram sexy, sisi. Nu aveam decât să mișc anatomie. Eu nu eram idiot. Mi-am mișcat și limba. Așa încât comentariile făcute la adresa mișcărilor anatomiei mele făceau deliciul publicului masculin. În așa măsură încât am traversat ca un uragan cabaretele, trecând de la revistele de cinema de cartier la rangul de vedetă, la Ziegfeld Follies, la mai puțin de 20 de ani. Și nu aveam 20 de ani. M-am măritat cu Arlen Goforz.
căsătoriei care a acaparat toată cronica mondenă și financiară a timpului. Și de-abia împlinisem 20 de ani când am devenit văduvă și miliardară. Uluitor, domnule. Pot să spui. Toată viața mea a fost uluitoare. În afară de ultima vreme. În ultimul timp mă simt ca un cal de curse obligat la o cursă în plus. Da, dumitale, ce impresie îți face să fii un personaj de legendă încă în viață? Eu nu mă simt un personaj de legendă. Mai curând, un personaj mitologic, un soi de grifon cu aripile de aur. Un grifon? Dar tu știi ce se cheamă un grifon? Forța vitală. Aproape mai puternică decât moartea. Nu știu. S-ar părea nepoliticos, doamnă Goforth, dacă v-aș propune un program al zilei. Ca de exemplu? Ce-ați spune de un picnic pe plajă? Îți ies de la soare pe stânci până spre apus, iar apoi ne vom reîntoarce aici. Disponibil pentru tot ce această seară ar putea să ne ofere. Și după părerea dumitale, ce ar putea să ne ofere? O cină, domnul Bofors. O cină pe terasă, având ca fond sonor veșnicul și surdul muget al mării. Bam! Valul care se sparge acolo jos pare tot atât de fragil ca un evantai de dantelă albă. Dar același val, dacă ne-ar izbi în plin, ne-ar aruca de stânci și ne-ar sfârma în mii de bucăți. Ce spuneai? Spuneam ce minunat lucru să fie aici, mai ales după ziua pe care am petrecut-o ieri la Napoli. Și ce nu mergea ieri la Napoli? Tare mult aș dori să pot să vă spun adevărul. Din tot ce mi-ai putea spune, domnule Flanders, adevărul e singurul lucru pe care aș fi dispusă să-l ascult. Fiecare dintre noi avem un anumit sentiment al realității. Ei bine, în ultimul timp eu am pierdut acest sentiment. Bineînțeles, trăim cu toții în același univers. Vedem cu toții aceleași lucruri. Marea, soarele, cerul, ființele umane și cele inumane. Dar aici, aici ele sunt diferite. Iar sentimentul pe care eu l-am despre realitate poate să pară unei alte persoane un sentiment de haos, de nebunie. Scuzați-mă, doamnă Goforth, cred că sunt puțin confuz. Deloc. Limpede ca apa de izvor. Continuă, te rog. Ce minunat lucru să ai cu cine vorbi. Deci. Când sentimentul pe care eu îl am despre realitate pare prea diferit de sentimentul pe care îl are altcineva, și când acest lucru deranjează pe acel altcineva, ei bine,
E bine? Ei bine? Ți se pune o etichetă. Ești diferit. Și dintr-o dată nu mai ești binevenit. Ești evitat. Ieri la Napoli mi-am dat brusc seama că sunt în această situație. Devenisem un fel de lepros. De lepros? De ce lepros? Realitatea mea deranja realitatea altcuiva. Și... bum! Să știi că înțeleg foarte bine ce spui. Persoana pentru care venisem în Italia trebuia să-mi trimit o telegramă la Napoli. Și nu ți-a trimis-o? Ah, ba da. Dar telegrama suna așa. Nu încă stop. Nu sunt gata să te primesc. Stop. Drag înger al morții. Stop. Ridicol. Voi, tineri ăștia, încă destul de tineri, dar care mai îmbătrâniți și voi câte puțin, că cine nu îmbătrânește câte puțin, și chiar puțin mai mult decât puțin, sunteți întotdeauna musafiri de profesie. Toți sunteți frumoși, seducători, plin de farmec, o întreagă activitate creatoare, de genul acelia de a scrie, fără să fi scris un rând, și de a picta, fără să fi atins o pensulă. Și toate astea merg o vreme, da. Ați rezumat perfect situația. Nu încă. Nu total. Cazul dumitare e mai special. Ai o poreclă aparte. Și acum se naște întrebarea. Eu, nefiind deloc superstițioasă, ce cauți dumneata la mine? Dragă înger al morții. Niște pâine prăjite la cafea. Dezolată. Eu cu unt sau fără niciodată pâine prăjită la cafea. La micul dejun, cafea neagră sau nimic. Muncesc mai bine. Munciți? La ce munciți? Îmi scriu memoriile. Muncesc zi și noapte ca să pot respecta un termen monstruos pe care mi l-au impus editorii. Și toată această constrângere mi-a creat un soi de depresiune care la mine se manifestă printr-o franchețe față de oameni. Înțelegi? Sunt incapabilă să mă mai pot preface. Minunat! Ha, ce-o fi atât de minunat! Întâmplarea care a făcut să ne întâlnim în acest moment, când și eu, ca și dumneavoastră, am atins același punct. Punctul unde nu mă mai prefac. Dumneata? Dumneata pretinzi că ai atins punctul în care poți să nu te mai prefaci? L-am atins cu adevărat. N-aș vrea să te tratez drept mitoman. Dar nu văd cum ți-ai putea permite să atingi punctul în care cineva poate să nu se mai prefacă. Tot așa cum mi-am permis să ajung în Europa și de la Genova aproape tot timpul pe jos. Da. Asta e ceea ce mă contrariază. Unul din motivele pentru care am cumpărat această proprietate a fost
că era inaccesibilă. Accesul aici este doar o scurtătură care este aproape imposibilă de coborât. Iar dumneata ai urcat-o. Trebuia, doamnă Cofors. Nu puteam face altfel. Ce-ar fi dacă am jucat jocul adevărului? Adevărul e un lucru fragil, doamnă Cofors. Prea periculos pentru a te juca cu el. Dacă pretinzi că ai atins același punct cu mine, de ce nu l-am putea juca? Acest joc al adevărului. Și dacă am amânat jocul după cină? Joci mai bine cu stomacul plin? În ceea ce mă privește, câteodată nu cinez. Atunci după prânz. Uneori și prânzul îl sar. Nu e sănătos. Nu e sănătos, doamnă Gofoț. Trupul trebuie menținut în stare bună pentru că este casa sufletului. Acum vorbești despre trupul și sufletul dumitale sau despre ale mele? Ale dumneavoastră, doamnă Gofoț. Majoritatea oamenilor intră în panică atunci când nu se ocupă cineva de ei. Ei bine, eu intru în panică atunci când nu am de cine să mă ocup. Când mă ocup de cineva, am senzația că sunt adăpostit, protejat. Adăpostit, protejat. De ce? Protejat de irealitate. De acea senzație de nesiguranță de care v-am vorbit. Spuneți-mi, doamnă Gofors, ați văzut vreodată cum dorm pe unul, doi căței sau doi pisoi? Noaptea când dorm, nu mai sunt ei chiar așa de sigur că stăpânul iubește. Tot ce se petrece în casa stăpânului lor este misterios pentru ei. Aud atâtea zgomote, atâtea voci, văd atâtea lucruri. Și nu reușesc să le înțeleagă. De aceea noaptea se cuibăresc lipiți unul de altul. Se ating cu lăbuța, cu botul, își fac semnale și mesajele astea vor să spună: nu suntem singuri. Și noi, ca și ei, trăim într-o casă care ne e veșnic străină. O casă plină de voci, de zgomote, de umble bizare și nu reușim să le înțelegem. Încercăm să fim veseli în această casă imensă și misterioasă, dar în adâncul sufletului nostru ne e frică. Ne e tuturor foarte frică. De aceea noaptea și noi, ca și ei, ne cuibărim lipiți unul de altul și ne transmitem mici semnale, mesaje. Apoi ne refugiem în somn, căutând în el forțe noi pentru a înfrunta misterele zilei următoare. Misterele zilei următoare! Ecco, sono qui! Unde mai ești aici? Christopher? Christopher Flanders? Încântat, doamnă. Scuzați-mă, era să vă spun doamna Rigaway. Dar bănuiesc că nu mai e de actualitate, nu-i așa? Evident! Nu ești în pas cu timpul. Cum ai făcut de-ai rămas aici? Pusese marinarului să te conducă aseară la Capri. Aseară? Aseară eram beată. Când te-am văzut ultima dată? Dacă tu nu te amintești, cum o să-și amintească el? Ah, da! Era la
banchetul acela al texanilor aceia cu puțurile de petrol. Banchet oferit, banchet oferit cu ocazia căsătoriei mele. Și, vai, era atât de deprimat de pierderea acelei scârbe de Ferguson. Să știi că ți-ai făcut inutil griji pentru acea biată femeie ridicolă, tot n-ai fi putut să o salvezi. Și molii aia bătrână de duce de farba care ți-a turnat în cap o întreagă sticlă de șampanie și te-a botezat? Cum dracu te-a botezat? Inutil să-i amintești, Connie! Ne părăsești, Sissy? Da. Mă duc să telefonez la debarcader să mă asigur că există un vaporaș care te duce la Capri. Vai, vai! Chris, sper că n-ai intenția să rămâi aici. Ba da, dacă sunt invitat, rămân. Chris, mai să nu-mi spui că vrei să te încurci cu cineva care este într-o stare atât de îngrozitoare. Hai când... De prea multă vreme te comport ca un idiot. Când mă gândesc la anii pe care ai petrecut cu scârba aia de Ferguson. Și ce avantaj ți-a lăsat? Da? Avantaj? Da, avantaj. Ce? Nimic. Absolut nimic, sunt sigură. Altfel, de ce te-ai găsit aici? Nu mă forța să vă spun lucruri pe care nu aș vrea să vi le spun. Ce lucruri mi-ai putea spune pe care să nu le fi auzit până acum? V-a spus cineva așa de la obraz că sunteți inima unei lumi fără inimă, lumea de fiare în care trăiți. V-a spus cineva asta, doamnă Rigaway? Condotti, Marchesa Condotti. Domnule, înger al morții Flanders? Avem amândoi titluri noi de noblețe. Sal, Lori, Sissy, este ora morții, bătrânele mele dragi. Dați voie să vă iau o mână, doamnă Gofors. Mână ți-e rece. Răutatea mea i-a gonit căldura. Și mâna dumneavoastră e rece, doamnă Gofors. Ai venit aici într-un moment special defavorabil pentru tine. Acum vorbim sincer. Cel puțin eu voi vorbi sincer. Ai venit aici într-un moment în care mă simțeam îngrozitor. Nu mă simțeam în pielea mea, înțelegi, eram speriată. M-a întâmplat asta odată, iarna trecută în America. Eram în vis de la fiică mea. Când vagi simptome psihosomatice m-au speriat îngrozitor. Toți au luat-o foarte în serios.
M-au transportat de urgență cu avionul la East River, unde mă aștepta o ambulanță specială, angajată de ei, care m-a condus în grabă la o clinică, unde am fost sfătuită să mă operez pe loc. Numai că nu știi ce am făcut înainte de a fi căsăpită. Am să ți-o spun. Am telefonat avocatului meu și am dictat o scrisoare și am dezmoștenit pe toți. V-a mai frică de... De moarte, vreau să spui. Nu mă gândesc la ea. Moartea nu e decât o clipă, doamnă Gofors. Viața, o multitudine de clipe. Un milion de miliarde de clipe. Dacă stai să te gândești la viața pe care am avut-o eu, Chris. Credeți-mă, doamnă Gofors, viața e ceva. Moartea nu e. Chiar mai puțin decât nimic. Nu, nu mă cred nemuritoare, nu. În fiecare seară dorm întrebându-mă dacă mă voi mai trezi pentru a privi din nou acest bătrân leu uriaș. De ce furios? Pentru că ne tăbăcește și pielea și inima. Ce frumoasă trebuie să fie serile aici. Presupun că cinați la ora când apar primele stele pe cer. Pune firmament. E mai poetic. Poetule, câte culegeri de poeme ai oat? Numai cea pe care v-am adus-o, doamnă Gofors. Nu făcei de râs. Scuzați-mă, sunteți foarte directă. Și asta te șochează? Deloc. Asta îmi place la dumneavoastră. Ești departe de a fi idiot. Și-o știi. Ai încercat să mă seduci. Ai reușit și-o știi și pe asta. Atunci nu te comporta ca un parazit. S-ar spune că ați fost ținta multor paraziți. Da. Am fost literalmente hărțuită de ei. Mai că mie nu-mi place să dau, Chris. Eu vând și cumpăr. Ai urcat până aici la mine cu o culegere de poeme pe care ai reușit să o publici acum 10 ani, profitând de singurătatea teribilă și fără speranță a unei femei bătrâne și bogate. Vorbiți de doamna Ferguson? Da. Grație mie a reușit să umble din nou și s-a revanșat plătind publicarea poemelor mele. Și la cât timp după publicare ai lăsat-o să cadă din nou pe puntea transatlanticului ca să jupă din nou femurul? Nu eu am lăsat-o să cadă, ea s-a desprins pe neașteptate de brațul meu. Și asta s-a întâmplat la mai mult de un an de la publicarea poemelor mele. Bineînțeles, s-au găsit prieteni binevoitori care să mă sfătuiască să o părăsesc. Dar eu n-am făcut. Sigur. Mai era bună de mulți. Deloc. Pe vremea aceea mai eram un poet la modă, doamnă. Stai jos, când o femeie stă în picioare. Scuzați-mă, doamne.
Vreți să luați loc? Și acum pot să vă spun și eu ceva despre dumneavoastră. Chiar dacă o să vi se pară o obrăznicie, eu cred că suferiți de cea mai cumplită boală omenească. Nu e vorba de un rău fizic, nu. Suferiți de ceea ce suferă oamenii când umblă dintr-o cameră în alta fără niciun rost și se întorc pe urma pașilor lor fără niciun rost. Ce vrei să insinuezi, că sunt singură? Aici, în vara asta? Dar eu aici muncesc! Muncă! Ai auzit tu vreodată de întelednicire asta? Muncă! Ascultă aici. Flora, dragă, sunt eu. După părerea mea, fapte și o siluetă. Cartea dumneavoastră. Citește cu spui. Cartea dumneavoastră de memorii va egala și poate chiar va întrece în interes în căutarea timpului pierdut a marelui Marcel Proust. Vorbe. Vorbe goale. Vorbe de adormit copii. Din partea unuia ca tine... Din partea unui bicnic, venit aici pe un drumeag de capre și care poartă în prezent un kimono japonez pentru că i-au sfârșiat câinii în zmenele, găsesc asta o insolență de neiertat. Îi lipsește scuza extremei cinereți pentru că nu mai e suficient de tânăr pentru a se permite să fie atât de insolent. Acesta nu este un amant. Un amant m-ar putea adormi cu vorbe goale. Ăsta este un om care face cu mine afaceri. Și oamenii care fac cu mine afaceri nu mă adorm cu vorbe goale. În orice caz, eu, Sissy Gofforth, nu pot fi adormită cu vorbe goale. Bineînțeles, plus eu nu am citit cartea dumneavoastră, Fapte și o siluetă. Niciun rând, niciun cuvânt. Dar nu asta vreau să vă spun. Ceea ce vreau eu să vă spun este că eu cred că aveți nevoie de prietenie. Nu numai de oameni plătiți ca să vă servească. Ați văzut des în vara asta prieteni mai vechi sau mai noi? Des sau nu prea des? Tot ce am de făcut e să pun mâna pe telefon. Nu cred. E chiar așa de simplu? Nu uitați că sunteți orgolioasă, doamnă Gofforth. Și nu ați accepta să invitați oameni care nu ar veni pentru că ar prefera să se ducă în altă parte. Nu aici unde... Aici unde? Unde? Ce unde? Unde starea sănătății dumneavoastră și munca cumplită pe care o depuneți fac să păreți puțin stranie. Neliniștitoare. Aveți aici trei vile, nu? O vilă și două viline. Italienii numesc vilina o vilă mai mică. Am și o cabană mică, rustică, foarte polineziană, jos pe plaja mea personală. O țin pentru scopuri speciale. I-am dat și un nume amuzant, Lubriet, dacă îți spune ceva asta. Bineînțeles. Acolo erau închiși oamenii condamnați la uitare. Exact, Chris. Este întrebuințarea pe care i-o dau. Ce păcat că această instituție medievală a fost atât de repede dată uitării.
Ce aduce acolo, Blackie? Micul dejun pentru domnul Flanders. Sunt sigură că ar fi fericit să mănânce ceva la această oră. Iată ce numesc eu o delicată atenție. Pune-l acolo. Am spus acolo. Simoneta! Iartă de aici, domn! În clipa asta nu pot suporta mirosul alimentelor. Doamnă Goforth, cred că v-am displăcut cu ceva. Nu mai înțeleg, cred că v-am displăcut cu ceva. N-ai putea aștepta să ți-o ofer. Îmi permiteți să aprind o țigare? Da, bineînțeles că da. Mulțumesc. Ba nu! Mai întâi mă săruți. Am spus să mă săruți în schimb. Există un timp pentru sărutări și un altul. Iar cel de acum e un altul. Cruzimea mea te-a șocat. Deodată mă șochează și pe mine. Dragul meu, răul nu este o persoană. Răul este ceva care pătrunde perfid ca un șarpe în inimă și se încolăcește acolo. Ah, dacă descoper ce mă face alergică, fac să dispară imediat. Și ai să-mi spui până la urmă ceea ce voiai să-mi spui până la urmă? Da. Cred că aveți nevoie de o prezență agreabilă. Hai, sunt perfect de acord. Dar cum pot ști eu că părerea mea despre prezența agreabilă coincide cu a ta? Acum stai aici și-mi torci ca un pisoi. Dar pisoiul îmi toarce o clipă și în momentul următor îmi scoate ochii. Ne face mai bine să scoți legătura aceea de la brâu și să o arunci pe jos. Având în vedere că acest kimono nu are nasturi, dacă scot legătura, rămân... Scoate, l-am spus! Kimonoul? Săbioiul! Că mi-e roșu cu mâzerul lui și mi zâmbești parcă avea intenții criminale. Vedeți-mi un asasin. Dom'le, scoate-l și dă-mi-l! Foarte bine, doamnă. Capitulare solemnă și fără condiții. Ok. Ce s-a întâmplat, Blake? Telefonul. Da. Este pentru domnul Flanders. Oh. Okay. Scuzați-mă. Pronto. Afacerile reîncep pentru dumneata. Pronto. Maitlin. O, Dumnezeule. A suferit? Tare mult aș fi putut să fiu lângă dumneavoastră. Da. Spuneți-mi, pot să vă fiu cu ceva de folos? Sunt la Flora Goforth. Dacă îmi trimiteți o mașină, pot să... Foarte bine. Foarte bine. Să aveți curaj. Să vă ajute Dumnezeu. Blechi. Sunt clopotele satului. Da. Și sună exact la timp. Un nume minus pe lista dumitale.
Ați spus listă? Ce vrei de la mine? Mâna dumneavoastră. Ți-o dau, dar să nu mi-o strângi, că-mi intră inelele noase. Sunt fericit că am ajuns la această sinceritate. Conversația pe care am avut-o la balul de la Waldorf a fost destul de lungă, dar nu a avut profunzimea celei de azi. De cine a spus ceva profund? Eu? Eu în cursul unei conversații nu spun niciodată ceva profund. Mai cu seamă în vara asta. Dacă am ceva profund de spus, păstrez pentru memorie. Poate că dumneata, după părerea dumitare, ai spus ceva profund? Ei, dacă da, mi-a scăpat, dar știi, mi-a scăpat total. Poate n-am găsit cuvântul potrivit. Marea asta vișinie este cea mai veche mare a lumii occidentale. Asta este o remarcă profundă, într-adevăr. Singura mare spune ceva profund. Spune bum. Și asta e profund. Această mare este cea mai veche mare a lumii occidentale. Marea asta care se numește Mediterana. Aici a fost leagănul vieții. Leagănul și nu mormântul civilizațiilor creștine și păgâne. Ea și bătrânul șarpe de apă care se vasă în ea, Nilul. Să știi că am fost pe Nil. Nici cea mai mică revelație. Și din balconul din care îmi luam micul dejun, vedeam și piramidele, acele imense căciuli de nebun calcificate. Nici cea mai mică revelație. Dar m-am dus să le văd aproape. M-am suit pe spinarea unei cămire ca să nu pot spune că am omis ceva. Și nici cea mai mică revelație. Nici cea mai mică. Cu excepția faptului că mi-am dat seama că poți avea un cumplit rău de mare pe cocoașa unei cămire. Dar m-am dus și în interiorul lor. Și nici în interior, nici cea mai mică revelație. Nici cea mai mică. Poate doar surpriza că faraonii adormiseră cu ideea stupidă că se vor trezi flămânzi. Așa încât au pus să li se prepare mici dejunuri, care, bineînțeles, se râncezisele, se uscaseră. Dacă ai privit puțin și pe aici, ai vedea țigara asta care așteaptă să fie aprinsă. Cățeaua aia bătrână de Ferguson nu te-a învățat să dai foc unei femei. În primul rând nu era o cățea. Sau atunci toate femeile pe moarte sunt niște cățele. Era pe moarte. Și avea o mortală frică de ea. Asta o făcea să pare puțin stranie, neliniștitoare. Pune, te rog, această brichetă pe masă. Dacă nu o pui imediat pe masă, îl chem pe Rudy. Și știi cine e Rudy? Și ce ați face dacă aș băga un buzunar și aș alerga pe scurtătură? Cu ce viteză poate Rudy să alerge după mine? Dar tu cu ce viteză poți alerga? Ai putea alerga mai iute decât câinii? Că ieri n-ai alergat mai iute decât ei. Ieri urcam. Ai putea alerga mai iute decât un glonț? Iar dumneavoastră ați putea da ordin lui Rudy să mă omoare pentru o brichetă? Bineînțeles că da. Este o brichetă de mare valoare.
Rodi! Rodi! Nu urla, că n-ai să poți scăpa. Am să pot dacă vreau. Ce băiat special și deconcertant ești. Te prezinți aici ca un om de lume desăvârșit, îmi săruți mâna și după aceea te comporți ca un golan. Să știi că nu apreciez această schimbare, mă enervează. Și nu știu dacă nu am să am poftă să devin superstițioasă. Dragă înger al morții, nu ați înțeles că glumeam? Fiestei mele. Ce mai este? Este adevărat că ați concediat personalul de la bucătărie, doamnă Gofors? Da, este adevărat. Am avut intuiția că dispar lucruri de pe proprietate și l-am pus pe Rudy să facă inventarul. Ei bine, tot serviciul meu de sevră, jumătate din Limoges, jumătate din Wildwood și tot arhitectura Renaissance dispărute. Dar cum este posibil să nu vă reamintiți că ați dat ordin să fie transportate toate aceste lucruri cu un camion blindat într-un depozit din Napoli? Eu? Dumneavoastră, doamnă! Dar nu e adevărat! Când o persoană este foarte bolnavă și este nevoie să se drogheze, are goluri de memorie și își imaginează tot felul de lucruri. Proprietatea mea este sistematic jefuită. E ceea ce demonstrează inventarul. Un inventar făcut de un gangster care este în slujba unei femei gangster. Uite! Și ia carnetul de cecuri. Completează tu pe numele lui tale cu ceea ce crezi să-ți datorezi. Adu aici să-l semnezi și mira. Vrei libertate. Ți-o dau. Cu plăcere, doamnă. Plăcere e din partea mea. Sânge, Blechi. Scuipă sânge. Sunt pescătușată. Il dottore! Chiama il dottore! Giulio! Simonetta! Cred că ar fi mai bine să te duci să o vezi. Hai. Nu. Hai, Blechi. Nu, nu, nu! Aș fi incapabilă! Nu vezi că m-a făcut să devin inumană! La signora e malată! Molto malată! Ferma questa comedia! Poate că ar trebui totuși să mă duc la ea. Telefonează la spitalul Salvatore Mundi din Roma. Cheamă-l pe doctorul Rengucci și spune-i ce se petrece aici. La signora Gofors. Vol vedere, signore. Subito. Vă cheamă. Nu, nu, nu. E mai bine să mă duc eu prima. Telefonează la Roma și după aceea veniți la ea. Guarda! Guarda! Ai luat legătura cu fica doamnei Gofors? Să-i spunem că mama ei nu va depăși noaptea. De telegrafiat fică și că bătrâna scârbă e gata să crape. Standardul cu grifonul o să fie în curând în Bernă.
de telefonat poliției din Amalfi să trimită pe cineva să păzească safe-ul până la plecarea lui Rudy. Valuri de șampanie o să curgă la fică să... și focuri de artificii. Rudy contribuiește în casa cu bani chiar acum. Da, și e furios să descopere că hoașca bătrână poartă pe ea bijuteriile cele mai importante. Și, din păcate, mai e conștient. Da, absolut, absolut conștient. Se iau legătura cu pompele funebre din Amalfi. Nu-și pierde cumpătul Blackie asta. Ce faci? Nu pleci? Ba da. După ce primesc dispoziții de la fica sa. Am vorbit cu doctorul de la Roma și mi-a spus că nu mai e nimic de făcut. Doctorul Lulu i-a făcut o injecție tare de adrenalină, ceea ce cred că e o greșeală. Refuză să doarmă și o strigă mereu pe Simoneta, care a întins-o și ea. Și a pus toate bijuteriile ca să nu-i le fure cineva. Se teme mai tare să fie deposedată de bijuterii decât de propria ei viață. Ce duce acolo, Rudy? Numai ce mi s-a spus să iau. Nu uita că totul a fost inventariat. Eu nu uit nimic, Blackie. Absolut nimic. Ți-e foarte foame, nu-i așa? Da. Ți-am pus o sticlă cu lapte în rucsacul dumitale. Iar rucsacul este în bibliotecă. O să cinăm împreună. Mai târziu. Spune, Blechi, am văzut cabana ei de pe plajă jos. Cea pe care ea o numește Lubliet. Cât timp crezi că aș putea să rămân acolo, înainte de a fi descoperit și expulzat? Oricât ai vrea. La infinit, cred. Dar spune-mi, cum vei putea trăi acolo, dacă toate vilele sunt închise? Am să mă hrănesc cu frutti di mare. Dar de ce vrei să stai acolo? Aș vrea să construiesc un mobil și am să-l denumesc Bum. Marea asta vișinie și cerul ăsta vișinie se contopesc la infinit. Doamne Gofos! Doamne Gofos! Până la urmă tot ai venit? Rămâi acolo unde ești. Doctorul Lullo mi-a făcut o injecție și sunt puțin amețită, te chem eu într-o clipă. Nu vă simțiți bine, doamnă Goforț? Ba da, foarte bine. Însă nu prea sigură pe picioare, cred că e efectul injecției. Picul de sânge pe care l-am pierdut venea de la un vas care s-a rupt în fundul gâtului. Toată munca asta mă roade, mă consumă literalmente ca pe o casă în flăcări.
Trăim cu toții într-o casă în flăcă, doamnă Bofors. Și privim neputincioși cum focul ne miste odată cu ea. Închiși acolo ca într-o capcană. Da. Da. E prea cald aici. Vino la mine, e mai răcoare. De ce ai bătut în retragere? La mine în cameră por foarte rar ceva pe mine. Vara, un aer răcoros pe o piele goală e tot ce poate fi mai reconfortant. Nu e și părerea dumitare? Mi-am regăsit rucsacul în bibliotecă. Dintr-un motiv oarecare aterizase acolo. Motivul am fost eu. Sper că nu vrei să mi se rupă din nou un vas sanguin, făcând eforturi să stric de aici. Hai, vino! V-ați îmbrăcat, doamnă Goffers? Dumnezeule, ți-am spus doar că la mine în cameră stau goală. Aveți un corp foarte frumos, doamnă Goffers. Mă face să mă gândesc la statuile care împodobesc fântânile din țările scandinave. Dragule, dar statuile sunt din piatră. Pe când trupul meu, deși a fost sculptat de multe celebrități mondiale, e încă din carne și sânge. Hai, intră. De ce ai rămas încremenit acolo, în pragul ușii? Am rămas mut de admirație. Doamnă Goffers, eu venisem aici cu speranța să pot să vă fiu un ajutor. Oarecare. Dar deși știați foarte bine că mi-e foame, a fost cafea neagră sau nimic. De asta refuz, deci, să vii la mine. Da. Cred că e stânjenitor pentru amândoi. Cucina! Senta, momento, ce dorești la cină? Orice, nu sunt pretențios. Cu cina, senta, pranzo questa sera.
Un grande pesca. Sì, un grande pesca. Anche carne freddo. Carne freddo, roast beef. Poi legumi, tutti i legumi. Sì. Sì, una insalata verde. No, mista! Poi sta luce per la propria lingua. Poi dolce. Frutti, formaggio e vino. Vino bianco e rosso. Va bene. Bucătăreasa asta nouă îmi dă impresia că e troglodită. Vei fi îndopat și adăpat în stil mare. În așteptarea cinei. Vino să ne odihnim amândoi întinși. În această cameră plină de comori istorice, printre care mă număr, dacă antitarul nu mințea, patul în care te invit a fost al contesei Walewska. Mă tem că am ajuns aici cam târziu pentru a accepta această invitație, doamnă Goffos. Te-a invitat altcineva în altă parte? De mult nu mai aștept invitații, doamnă Goffos. S-ar putea însă să fiu bine primit la o domnișoară de o anumită vârstă, a cărei mamă a murit azi la Taormina. Deci adio, doamnă Goffos. Domnule Flanders, ai onoarea, îndoielnică onoare, de a fi primul bărbat care refuză să vină în patul meu atunci când este invitat. Vă admir, doamnă Goffos. Vă admir atât încât am aproape simpatie pentru dumneavoastră. Aproape. Nici o furtună nu v-a făcut să vă opriți din drum sau să vă schimbați direcția. Dar deși nu sunteți idiotă, doamnă Goffos, sunteți totuși, dacă nu ați înțeles că în final aveți nevoie de cineva sau de ceva care să însemne pentru dumneavoastră Dumnezeu, fie că este o stâncă sculptată în insula Paștelui sau o vacă pe străzile Pompeiului. Ai venit aici ca să mi-l aduci pe Dumnezeu? N-am spus Dumnezeu. Am spus cineva sau ceva. Am auzit perfect ce ai spus. Ai spus Dumnezeu. Ei bine, adu-mi-l. Sunt dispusă să desfășor sub pașii lui un somptuos covor roșu. Numai că nu știu cum ai să-l determin să vină. Ai să-l fluieri? Ai să-l suni? Cum? Cum? Doamnă Goffos, mi s-a întâmplat în viață să amăgesc niște oameni, să-i decepționez în ceea ce așteptau de la mine. Dar câteodată, din când în când, am reușit să le dau ceea ce aveau nevoie, chiar dacă nu bănuiau despre ce este vorba. Așa mi-am câștigat porecla care face să nu fiu binevenit în vara asta. Prima dată s-a întâmplat în California la doamna Ferguson. Nu mă obișnuisem încă cu lumea idilichele. Și într-o dimineață am plecat din munți pe jos, prin deșert, spre un sat unde maestrul meu hindus adunase în jurul lui un grup de discipoli. Pe drum am trecut prin fața unui azil de bătrâni.
Și am ajuns la un cod de mare și în plajă era pustie, m-am dezbrăcat și am intrat în apă. Am notat departe în apă rece până când mi-am simțit capul tot atât de rece ca ea. Dar când m-am întors spre plajă, plaja nu mai era pustie. Era acolo un bătrân care striga ajutor. Ca și cum el s-ar fi aflat în apă și eu pe plajă. Când am ajuns la mal, l-am întrebat cu ce aș putea să-l ajut. Și iată ce mi-a spus arătându-mi oceanul. Ajută-mă să ajung acolo. Sufăr prea mult și singur n-aș putea. Am uitat la el și am văzut că e adevărat. Fața lui era cadaverică și hainele atârnau pe el. L-am ajutat. L-am dus în apă. La un moment dat i s-a făcut frică, a fost cuprins de panică. Și a trebuit să-l strâng în brațe. Capul iubit. Până când fluxul l-a dus ca pe frunze. Dar înainte a făcut ceva foarte ciudat. Mi-a pus în mână toți banii pe care îi avea. Ea mi-a spus. Ia asta. Și ai luat? Oceanul nu avea nevoie de banii aceia și nici peștii din ocean nu aveau nevoie de ei. De ce i-am luat? Și cu cât ai fost plătit pentru serviciul ăsta? A fost un serviciu foarte special și foarte dificil. Am fost bine plătit. Și ai spus bătrânului Pandit, când ai ajuns la el, că pe drum omorâse și un bătrân și că i-ai luat banii. Am spus că ajutasem un bătrân să moară. Și el ce a spus? A spus că ai găsit vocația. Apoi a întins mâna și am dat bani. Banii? Ei aveau nevoie de bani. Eu nu. Măcar ți-am mulțumit? Da. Mi-a spus, rămâi. Noaptea aceea am petrecut-o pe malul mării, lângă foc. Nimeni n-a spus nimic. Nici cea mai mică revelație? A, ba da, liniște. Revelația liniștei. Adică? Adică acceptarea. Acceptarea ce? A mai multor lucruri. De exemplu, cum să trăiești și să mori demn. Cei mai mulți dintre noi nu știu să o facă. Și cum să nu fim înfricoșați că nu cunoaștem nimic din ceea ce nu ne este dat să cunoaștem. Dar mai ales, cum să acceptăm că nu știm decât clipa pe care o trăim în așteptarea clipei în care... Bum! Și să o acceptăm.
cum poți ști că bătrânul bandit nu era decât un bătrân bandit? Dar dumneavoastră, cum puteți ști că eu nu sunt decât un tânăr bandit? Nu știu. Nu știu, ești așa cum ți se spune. Du-te, du-te la următoarea dumitale întâlnire, că m-ai dărâmat. Ziua asta a fost cea mai cumplită zi din viața mea. Știu, doamne Bofors. De aceea cred că mai aveți nevoie de mine câtva timp. Greșit, băiețel. Trenul din Zori, acela care aduce laptele aici, nu mai oprește. Celebru pentru un corp celebru. Catafalcul unei împărătese. Să nu pleci înainte. Nu plec niciodată înainte. Nu, nu atât de tare, inelele. Știu că va intra în masă. Să fii aici când mă voi trezi.
casa. În liniște? Cu toată furia ei de a trăi? Te întreb întotdeauna, Blechi, după, unde a dispărut atâta viață? Crezi că mai este undeva în aia, dar nu mai este nimic. A spus ceva? Înainte de... Să te găsesc aici când mă voi trezi. După ce am luat mâna și am scos toate inerele. Și ce ai făcut cu ele? Supernă, ca micul dejun a unui faraon, așteptându-l acolo să se trezească în fumetat. Auzi? Mare repetă numele. Tale modul. Bum! Ce înseamnă bun? Bum. Doar atât. Nu-l găsește niciun dicționar. Bum! Ceremonia așezării în Bernă a culorilor din vârful muntelui răposatei doamnei Bofor. Rămâlță, nu de stingere, de deșteptare.